Zodia Berbec în uh, luna decembrie 2020 este influențată de soare care se află în casa a noua, uh, care duce la preocupare pentru studii superioare, cursuri de perfecționare, studii filozofice, uh, căutări în domeniul spiritual, căutarea uh, unei viziuni superioare asupra vieții, posibilitatea călătoriilor, relațiile cu străinătate din 14 decembrie, însă sunt posibile blocaje. Pot apărea energii care reprezintă o bază pentru proiecte noi, dorințe noi și experiențe noi. Luna nouă în Săgetător vă susține în evoluția spirituală, în studiile superioare, în călătorii, în comunicarea cu străinătatea, în proiectele noi care presupun comunicare, Oportunități în familie. Această lună nouă în uh, săgetător uh, se află se va perfecta în data de 14 decembrie și printre altele. Sunteți influențați și în comunicare, oportunitățile din familie, în proiectele noi. Sunt necesare totuși ajustări legate de exagerări, de decizii și acțiuni imprevizibile care au produs cândva dezechilibre în viața voastră. Câștigurile financiare sunt dezechilibrate, dar și relațiile cu prietenii, cu familia, proiectele de grup. Momentul acesta însă poate să aducă neliniște, poate să ducă la imprudențe și la uh, precipitare, la o grabă de a face anumite lucruri sau de a trage anumite concluzii. Uh, sfatul este să cultivați pacea, să căutați uh, să fiți cât mai diplomați, să nu uitați acțiunea, uh, acțiunile care aduc întotdeauna consecințe. Luna plină din RAC aduce soluții inovatoare care vă sunt la îndemână, aduce echilibru între carieră și viața de familie și o provocare pentru voi această perioadă în luna decembrie. Schimbarea însă solicită un răspuns rapid pentru care va trebui să fiți pregătiți. Vă puteți baza pe intuiție, în primul rând, dar nu pe sfaturile unor binevoitori care poate nu întotdeauna vă doresc binele. Această lună plină, însă, este în data de 30 decembrie, deci către sfârșitul lunii.